În această hotărâre de guvern a fost transferat drumul, taia ușelul și terenurile aferente drumului. Da, pentru că drumul pe care îl vedem noi acum este doar o parte din terenurile care ne-au fost transferate către primăria orașului Petrila. Ele, de asta se și spune hotărâre, terenurile aferente, pentru că față de drumul pe care îl vedem noi acum, mai sunt câțiva metri stânga-dreapta, deci drumul va avea undeva la 6 metri, din câte știu eu, pe aproape toată lungimea. Probabil vor fi zone unde va fi mai îngust, pentru că nu există posibilitatea să te extinzi, și în alte zone mai late. Da, este un pas important pentru noi ca și oraș, un pas important făcut înspre înființarea domeniului schiabil șureanu. Acest drum era în administrarea celor de la Rom Silva, iar primăria nu avea nicio posibilitate nici să investească pe el, nici să acceseze fonduri europene. Da, deci eu sper să găsim o axă de finanțare, să reabilităm acel drum și chiar vreau să-l asfaltăm.